În perioada 5-30 mai, studenții specializării Psihologie a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială a Universității Aurel Vlaicu din Arad, în parteneriat cu Asociația Psihologilor Atestați din Arad, au derulat o campanie pentru promovarea unui stil de viață echilibrat, serviciile psihologice de la prejudecată la beneficii. Scopul campaniei este acela de a cunoaște profesia de psiholog și de a evita prejudecățile existente față de această profesie. Un prilej de fapt, un pretext de fapt, de a realiza o campanie pentru susținerea calității de psiholog, pentru apelarea la calitatea de psiholog, pentru toți cei care doresc servicii profesioniste din partea acestora, cât privește asigurarea consilierii în carieră, dar și alte probleme ce țin dezvoltarea personală a fiecăruia dintre noi. Activitățile au constat în elaborarea unor materiale informative succinte, flyere și afișe care prezintă contextul și beneficiile specifice serviciilor psihologice. Pe lângă aceste materiale informative, psihologi, lectori universitari ai Universității Aurel Vlaicu Arad au coordonat și organizat activități de consiliere de grup susținute de studenți din anul 3 psihologie în 9 licee din Arad și Lipova. La activități au participat 300 de elevi care au fost foarte receptivi la teme precum orientarea profesională, evitarea comportamentelor de risc, stimularea comunicării. Au consiliat aproximativ 300 de elevi din cadrul a 9 școli din municipiu și din orașul Lipova. Acest lucru este foarte important pentru că ei și-au făcut practica psihologică și se pregătesc pentru viitoarea meserie de psiholog. Campania s-a finalizat cu o întâlnire aniversară prilejuită de Ziua Psihologului în 27 mai, organizată în parteneriat cu filiala Arad a Colegiului Psihologilor din România și Asociația Psihologilor Atestați din Arad. Prin această campanie derulată în școlile din liceele arădene, am urmărit în primul rând promovarea unui stil de viață echilibrat și în subsidiar reducerea percepției sau formarea unei percepții cât mai realiste asupra serviciilor psihologice, având în vedere faptul că încă ne confruntăm cu o percepție eronată asupra acestor servicii. Evenimentul a reprezentat un prilej bun de realizarea unei mai bune legături între mediul universitar și cel al pieței muncii, la întâlnire fiind prezenți psihologi din DGASPC, DDAC, Spitalul de Psihiatrie Mocrea, colaboratori constanți cu facultatea, dar și din mediul privat. Studenții au avut prilejul, în cadrul unui microatelier de lucru, să stabilească noi contacte cu psihologii cu experiență, care se vor putea continua prin activități de voluntariat extrem de utile pentru formarea competențelor profesionale.